Se pare că Moyang mă fotează încă o dată să fac video despre Minecraft Map Vote. Și înainte să scrii în comentariu, mai gata, i să cu J, nu cu I. Fii atent. Lydia Widow spune Moyang. De Moyang team, ok? Și zice și Mojang. Lydia Winters, the chief storyteller at Mojang Studio. Mojang, so fie că e pronunță cum vrea, fie că e Mojang, fie că e Mojang, fie că e Mojang, pronunță cum vrei tu. Așa că în loc să scrii ce am zis mai devreme, du-te în comentarii și scrie Boca, ai postat, Abia așteptam să, să, să văd video cu Minecraft. Sper că de data asta nu mai dispare 7 luni până să postez iar. Mi-ar fi mult mai de folos. Deci care e faza? Anul ăsta s-a băgat la map vote un crab, un armadio și un pinguin. Ceea ce sunt mobi care sincer ar trebui adăugați în Minecraft oricum pentru că sunt Animale nu e ca și cum e Snifferul sau un Golem sau niște chestii care nu există în viața reală. Eu zic să intrăm direct în subiect. Dacă votezi pentru folosința mobului, atunci crabul este ce pe care pentru că poți să ai un range mai mare când spași blocul și de asemenea când plasezi chestii. Dacă vrei amură pentru că ți tău din Minecraft, atunci votezi clar armadio pentru că dupează scut și cu acest scut poți să faci armură pentru cățel, mă rog, lup. Și dacă vei ceva cute care efectiv nu are niciun folos, votezi pinguinul. Ce să mai efectiv ai ăsta nu face nimic sau din câte știm noi nu ni s-a arătat cine știe ce fiice. Pentru că da, lumea votează în funcție de fiice, da? Eu, cred că totuși va câștiga Roma de deși aș prefera să fie crabul pentru că este mult mai, uh, mult mai usable ceea ce, ce introduce crabul, dar uh, hei. Amin, Sharma este o chestie super, super bună. Numai, te rog frumos să nu câștige Pinguri, deci nu vreau să câștige deloc pinguinul. Pentru că, da, este cute și toate ce dar nu se adaugă nimic. Niciun feature, adică niciun feature de care să zici, mamă, ce nevoie am de chestia asta. Nici cea cu eu care adaugă mă, de cățel nu e cea mai bună, pentru că se poate întâmpla ca animaluțul tău să se teleporteze lângă tine și să pice, nu știu, în lavă sau să fie omorât de o explozie de clipă sau ceva. Adică se pot întâmpla diferite chestii și armura nu știu cât de folositoare ar fi. Poate poți în i pui mântui. Asta, sincer, ar fi foarte jmeche, dar avem în vedere că nu știm, uh, da, nu nu no coment pe chestia asta. Și, de asemenea, la cap, nu cred că este nevoie să vorbesc pentru că e străină ce face și... E extrem de bun, adică chiar e efectiv super spre foist tot ceea ce face. Acest map vot vine cu trei animaluțe, ce sincer ar putea fi adăugate pe tot parcursul anului până se bagă următoarea versiune, adică 1.21. La ce mă refer anume? Din 3 în 3 luni ar putea să bage câte unul dintre acești mod. Mi-e greu să cred că la un moment dat nu vom avea pinguin în Minecraft, crab în Minecraft sau armadil în Minecraft. Și eu zic că în funcție de cel care are cel mai multe voturi să fie prima oară, după peste 3 luni se adaugă locul 2 și peste 3 în bine înțeles locul 3 și după, teoretic, ar veni încă două luni până s-a lansat 1.21 și eu zic că ar fi perfect. Pentru că, bineînțeles, fiecare emoție vine cu un feature, dar în funcție de ce emoție pică, acel update se adaugă sau mă rog, sunt diferite părți ale update-ului care se focusează pe diferite chestii în funcție de ce animalul pică oricum putem observa că în fiecare dintre map fotui tot se petrece pe o corabie deci clar o să fie ceva posibil de movement pe mare sau să aibă ceva legătură cu oceane, ce mai probabil oricum o să fie, uh, o să fie o chestie foarte mișto pentru că botul ăla a din Minecraft și e foarte șmeche și poți să faci o grămadă de chestii cu și un item care de folosit poate să fie upgradat. De ce să avem o boicuță când putem avea detai boice, detai corobie, nu? Care să și funcționeze. Amin, da, ok, poți face asta cu modul pe Minecraft, dar noi acum straight up vorbim de Minecraftul Vanilla. Probabil că vă întrebați eu cu cine am votat și adevărul e că acest Minecraft map vote nu am votat efectiv cu niciun mob. Inițial am vrut ca Amadio să câștige, dar după ce am stat mai mult să mă gândesc, că este cel mai folositor. Dar asta este o problemă mobii sunt votați în funcție de feature adică ce chestii bagă în joc. Și nu zic neapărat că este o problemă, dar ar fi mult mai fain, zic eu, <gângânt> ca efectiv mobul să fie adăugat din pricina a ceea ce este. Adică, în mână mai pinguinul a fi câștigat, pentru că, să fiind sincer, dintre toți trei, este cel mai cute. Deși, Armadio este drăguț și el, dar nu, nu, se compare cu un pinguin. Și cu Minecraft-ul am văzut ce poate să facă un pinguin. Adică ce poate fi băgat în joc special pentru un pinguin. Și adevărul e că multe se pot băga în joc chiar super multe. Dacă ar fi să se bage pinguinii, cred că o de um, Ice Plains ar trebui să și un update mare. So, la un moment dat, fiecare biom, ok, o să aibă, o să fie, o să se adăugă ceva chestii în biom. Așa că ce de Ice, eu zic că e perfect ca atunci când o să-și iau un detail overhaul, o să fie un detail mai mult înghețat și tot, tot așa. Bine, oricum sunt deja, dar care să aibă și mult mai multă folosință, nu doar să fie ceva estetic, ceva vizual. Atunci, sigur, se vor băga sau ar trebui să se bage mai multe animaluțe, pinguini, foci, reni, leia, adică sunt extrem de multe posibilități. Probabil că vă întrebați unde vreau să ajung cu video ăsta, corect? Ideea principală este că mă simt nemulțumit de acest map și de-aia am zis că moiang m-a fățat să fac acest video. Și știu că am mai zis-o, dar o zic încă o dată. Genul acesta de mobi sunt efectiv uh, mobi care nu ar trebui să fie la map vote. Adică ar trebui să fie efectiv băgați în joc oricum. Sincer, la map vote ar trebui să fie monștri, să zic așa, gen uh, chestii, ok, animaluțe inventate, chestii care nu există, dar se pot băga în Minecraft, cum este Snifferul. Snifferul chiar este extrem de bun chiar este extrem de fain și mi se pare un mob sincer pentru voting foarte, foarte tare și chiar a fost, chiar a fost și mie m-a votul de anul trecut, pe când acesta e puțin cam lacking, pentru că să fim sincer, un crab, un amadio și un pinguin, de ce nu sunt băgate oricum? de -aia zic, e, e, exact ce am zis mai devreme, A trebui din 3 în 3 luni să se băge fiecare mob de la map știi? Pentru că tot timpul când votezi, în fiecare an este acest regret că, bă, eu, eu votez pentru unul singur, dar două nu se bagă ce fac și este puțin așa, pentru că să fim sinceri, ne dorim cât mai mult content, ne dorim cât mai mult conținut în Minecraft, doar că nu îl nu, nu primim și asta pentru că e o teorie de-a mea și sper că este și voi de acord cu ea, dar um, din cauza Minecraft Bedrock Edition-ului unde știm bine că se bagă extrem de multe DLC-uri, adică cred că și acum dacă mă duc pe Minecraft News, da, uh, uite dlc Nerf Collab, Bounce Your Way to Victory, un DLC, ok, asta cu Lofi. Asta, asta sincer, chiar e, e o chestie șmecheră, că au făcut un playlist oficial de Minecraft Lofi. sau Lofi, whatever, uite, Worlds of Adventures, Turtle Ninja, whatever, adică, prea multe, prea multe DLC-uri, să zic așa, pentru Bedrock Edition. Nici, măcar nu l-am instalat, nu, frate, Minecraft Java e ce, ce trebuie și... Din păcate, de când cu DSU, adică de când cu mega, mega DSU asta, pentru că au început să fie extrem, extrem de multe, adică în fiecare săptămână câte un DSU nou de cumpărat, câți bani să mai facă, mă, Ian? Câți? Că deja din faptul că Minecraft e cel mai vândut joc din lume, a produs extrem de mulți bani, adică da, este cel mai cumpărat joc din lume, efectiv. Nu e, e mai cumpărat și de GTA 5, e locul 1 Minecraft-ul, frate, și probabil că se cumpără în continuu. Da, într-adevăr există chestia aia de cracked, dar eu sincer nu recomand, adică mie, mi se pare să ai Minecraft cracked, mi se pare o decizie destul de proasă să zic așa, pentru că te chinui cu server, trebuie să cauți să stai cu power tot timpul, de asta nu-mi place nici la server românești, adică orice server românesc e cu adică e non-premium, știi? Poți să intri și cu, și cu un cont și cu Minecraft crack, ceea ce nu e ok, adică trebuie să începem să promovăm Minecraft-ul gen cumpărat, să nu fie corect frate, pentru că oricum, deci ce mai cumpăra joc de lume înseamnă că e ce mai a jucat joc de lume. Să fim sinceri. Dar revenind la revenirea Minecraft, m vot. Scrieți-mi și voi în comentarii pe cine ați votat sau dacă ați votat, poate ați fost la fel de mulțumiți ca mine și nu ați votat pe nimeni, sunt curioși ce opinie aveți și legate de noi mob și bineînțeles dacă vreți să continui să postez aici cum trebuie, adică, nu știu, de minim 3 pe săptămână să zicem, bineînțeles scrieți și în comentarii, sincer aș cam vrea să înceapă live-ul, să revină și toate cele, dar... Dacă ați vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept și la următorul video. Păcuți, easy out!